cum este o ediție specială, cum este o ediție de sfârșit de sezon, ne pregătim și noi de vacanță, dar am zis că alături de noi trebuie să mai aducem invitați și de această dată este Gabriela Atanasov. Bine v-am găsit. Felicitări pentru prezentare. Felicitări. Mulțumesc frumos. Încă sunt emoționată și încă sunt în euforia aceea de după o prezentare de modă. Adrenalina a fost mare. Adrenalina a fost mai puțină decât mă așteptam, pentru că nu a plouat, din fericire, la mine. Și toată lumea era așa cu sufletul la gură, plouă, nu plouă. Da, deși eu eram foarte pregătită, eu ieri am căutat prin Sibiu o umbrelă transparentă, pentru că am vrut neapărat să am umbrelă transparentă în caz că plouă, cu buline, n-am găsit. Dar am găsit o umbrelă transparentă roz și am zis că în caz de... Le voi pune să defileze cu umbreluța în mână, pentru că nu mai vreau să le văd cum se chinuie. Pentru că ieri am fost și eu la celelalte prezentări și deși au ieșit extraordinar pozele, prezentarea și tot dramatismul ăsta, într-adevăr, dă foarte bine în poze, ele săracele chiar sufereau. Credem. Le credem pe și cuvânt. Erau așa fericite că am zis că stați liniștite. Chiar dacă nu se ascunde soarele printre nori, o să fie bine. Te-ai gândit și la ele. Da, ești alături de ele. Da, și m-am gândit, o să zic acum că sunt foarte bunul samaritan, dar sunt și egoistă. M-am gândit și la Rocky, pentru că cel puțin... Spune-ne despre ele. Da, colecția se numește Buline, Flori și Libelule. By Sweet Paprika, brandul meu este Sweet Paprika. De obicei nu prezint colecții cu numele meu, Gabriela Atanasov, pentru că mie mi-e foarte greu încă să mă numesc designer. Sunt doar de 2 ani, mă joc de 2 ani de a designul și de a crea trochile, dar eu nu am studii, da, nu am studii în domeniu, eu sunt PR de profesie, așa că eu consider că fac un PR foarte bun pentru ceea ce creez. Ceea ce e foarte important în acest domeniu. Uite că Mitiki de data asta m-a susținut și a zis că, băi, facem prezentarea Gabriela Atanasov, ai un nume, prezintă-l acolo, scrie-l. Și e o colecție pe care eu am schițat-o acum 2 ani de zile. Aveam de mult timp schițele, dar nu găsisem momentul potrivit să o fac. Am zis că e perfectă pentru vara anului 2014 și deși am întârziat puțin pentru că ar fi trebuit să fie gata de la începutul primăverii, din martie, eu am făcut-o chiar o lună înainte de Fairic Fashion Days. Ce repede te-ai mișcat. M-am mișcat destul de Câte nopți de nedormire. Da, a fost am avut odată un maraton de 2 săptămâni, credem, asta a fost lux. Dar așa se întâmplă. Astăzi dimineață mi-au venit 7 rochii din București, aici în Sibiu. Eu le-am văzut doar erau fetele, s-au îmbrăcat în ele la probă. Dar au ieșit foarte bine. Din fericire am o echipă foarte bună în spate, căreia îi sunt total datoare pentru ceea ce se întâmplă și sunt foarte fericită să i-am aproape de mine. Și nu-mi vine să cred cât de multă lume a fost, pentru că contează foarte mult acest lucru pentru mine. A fost moda, pentru mine moda străzii este cea pe care merg foarte mult. Eu sunt blogger, de fapt. După am zis că vreau să fac și eu rochii. Mi-era doar să văd rochii anii 50 pe stradă, deși eu nu am trăit în perioada aceea. Și eram obsedată de Audrey Hepburn și am zis că vreau să reinventez cumva stilul feminin, să-l aduc înapoi pe stradă. Eu fac doar colecții pret-a-porter, nu fac colecții haute couture, pentru că nu sunt în stare să le fac. Trebuie să recunosc acest lucru, nu vreau să... Trebuie o școală în spate, trebuie ani de experiență, poate în 10-20 de ani o să fac și eu prima mea colecție haute couture, nu vreau să mă grăbesc. E, Doamne ajută! Da. În rest, fac colecții de pret-a-porter pe care le vând. Din fericire am un magazin online unde toate clientele mele pot să vadă produsul. Nu lucrez made to order, adică le creez pe mărimele clientelor, dar este mult mai accesibil în zona de online. Deși am un showroom în București, pot să livrez în întreaga Europa și nu numai. Inclusiv am avut livrări în Canada, în Arabia Saudită, în Kuwait și mai frumos. Departe. Deci online-ul se deschide foarte multe căi și eu am mers foarte mult pe zona asta. Pentru că atunci când ești un designer și vrei să ajungi să creezi un brand, nu te oprești doar la o casă de modă, doar la un showroom. Și trebuie să vii cu ceva nou. Plus că eu, dacă eram în zona de blogging și deja eram cât de cât cunoscută, am avut un public deja asigurat, un public țintă, care m-a urmărit în continuare și care s-au transformat din public țintă și în clienți. Foarte asta frumos. A fost strategia mea de branding și de PR, de fapt, pentru... Ai devenit un PR al femeilor, cu alte cuvinte. Da, exact. Dar spune-ne un pic, ce te inspiră? Ai spus că dorești să aduci feminitatea înapoi, dar pe lângă anii 50, să zicem așa, ce te mai inspiră pe tine? Eu creez haine pentru personaje și sunt conștientă de asta. Fac totul mult mai teatral. Inclusiv acum aș fi vrut să am un pick-up
și ele să meargă să pună un disc, dar n-am apucat să fac rost. Și după să înceapă acea muzică anilor 60, cred că ați auzit că era muzica anii 60, da, din România. Asta și vreau să te întreb despre fundalul sonor și apoi să trecem despre materialele pe care le-ai folosit în cazul acestei colecții. Am văzut nuanțe de roz, un alb foarte diafan cu bulinuțe micuțe negre, linii foarte preeminente, roșu, alb. Am văzut chiar în culise, tu ai observat o rochiță, fustiță albă cu buline negre, am văzut acolo. Am pus ochii pe ea. Sunt un om al extremelor. Sunt foarte duală eu personal și am ascendentul gemeni. Ascendentul spune tot. Da, ideea e că merg foarte mult pe ori culori foarte tari într-o prezentare, dar le mixez cu nuanțe foarte diafane. Merg pe bumbac, pe culori mate, pe materiale foarte rigide, dar și pe transparențe mătase și îmi place să mă joc în zona asta. Și de fapt ajung să îmi dau seama după fiecare prezentare că arată chiar bine dacă le mixez împreună. Pentru că deși am avut fete care au ieșit la început în buline foarte mari, cu turbane, cu tocă inspirate de anii 60, liniile foarte simple, tot anii 60, geometrice, arhitecturale, de la bumbac am trecut direct la mătase și la voal. Și atunci oamenii nu se așteaptă, de fapt, exact. Știi? E o trecere bruscă. Da, e o trecere bruscă, dar încerc să mă joc. Uite, am avut bulinele, le-am limitat, au început florile, am creat o rochie care chiar arată ca o floare în jurul gâtului, are petale foarte multe. Am văzut, da. Sunt, și după libelulele, deci le-am separat. Dar tu ești libelulă, tu ești floare, tu ești bulină, comportă-te ca atare. O bulină, ai numărat cumva câte buline are o rochie? Nu. Sincer, mai devreme la probă deja oboseam eu, pentru că vedeam mai buline la un moment dat. Și apropo de muzică, eram cu iubitul meu în casă într-o zi și am zis, băi, trebuie să fac o linie melodică foarte bună și clar trebuie să mă duc în zona de anii 60. Eu v-am zis că și cânt și atunci îmi place foarte mult să leg cele două hainele cu muzica. Trebuie să danseze fetele atunci când defilează. Da, se simtă trebuie bine. Să fie pe ritm. Căutam muzică anii 60 din Rusia, din Anglia, America, hituri din Franța, dar nu mă mulțumeau. Erau deja foarte cunoscute și mi-am dat seama că, stai puțin, avem și noi muzica anilor 60. Să știi că, de ce să nu folosesc muzică românească din anii 60? Pentru că sunt foarte mulți oameni care o să fie pe stradă în Sibiu și care o să-și aducă aminte de ceva în momentul în care o să dă melodia. Erau hituri. Da. Și am căutat hituri ale muzicii românești din anii 60. Și a mers foarte bine. Găsit. Da, și-a dat foarte bine. Da. Chiar au venit la mine și au zis, Doamne, de când am auzit melodia aia? Și erau și hituri din Republica Moldova. Deci prin chitarele, de exemplu, melodia pe care o defilat la sfârșit este, de fapt, contemporanul, formația contemporană din Republica Moldova, care era foarte cunoscută la mijlocul anului 60-70. Da, uite, mai spune ceva, pentru că eu sunt tot cu ochii pe inelul tău. E într-adevăr, e superb, absolut demențial. Pasăre. Și faci și accesorii sau? Nu, încă nu m-am apucat de accesorii. Bun. Dar cred că o să ajung la să fac. Deci urmează, din câte ne dăm seama, urmează și accesorile. Ce-mi lipsește mie și ce caut și găsesc prin magazinele vintage și târguri și nu numai, oriunde, cred că la un moment dat o să ajung să le creez. Pentru că de fapt și hainele pe care le creez de fiecare dată sunt lucruri care îmi lipsesc mie. Sunt egoistă. Dar sunt lucruri pe care merg acolo și nu le văd la nimeni. Și eu le simt dorești, că ar trebui să le văd, ar trebui să văd mai multă culoare. Merg în metrou și văd doar fete triste prin București, femei care de dimineață până seara alergă doar în blugi. Și mă gândesc că bunica mea în anii 50 alerga pe tocuri în fuste. Și dacă trebuia, dădeau și cu sapa. Și mi-e foarte greu să cred că femeile nu se simțeau comod în rochii înainte. Așa e. E greu să-mi spui asta, știi? Și sunt feminine, adică vreau să distrug cumva ideea asta de comoditate asortată cu pantaloni, știi? Iar apropo de inelul ăsta, pot să vă spun că l-am cumpărat în ziua în care am susținut primul meu concert pe 6 iunie, parcă? Nu mai știu exact, nu. Ba da, pe 6 iunie am avut primul concert. La acesta? Da. Acum, de curând, acum 2 săptămâni. Ceva foarte de genul. Frumos. Și ideea e că m-am gândit, nu, pe 29 mai l-am avut, pe 6 mai. 29 mai. Câtă precizie! Pe 29 mai, da, sunt un om al cifrelor și... L-am
cumpărat atunci pentru că am zis că vreau să am ceva care să reprezinte ideea de muzică și am găsit această pasăre. Și am zis că o să fie amuleta mea norocoasă și o să port la toate prezentările. Place, și așa, tot da, asta este varianta în care merge, da, femeia cu pasărea. Da. Exact. Și știți bine la cine ne referim. Pasărea așa. M-a ajutat să cânt, m-a ajutat să-și prezint o colecție mai devreme, deci sunt fericită. E norocoasă. O să o păstrez. Da, da, așa. O să plâng enorm dacă o pierd. Noi nu putem decât să te felicităm. Da, felicitări. Să fii alături de noi astăzi la emisiune. Eu vă mulțumesc în continuare. Și mă mulțumesc și celor din organizarea Peric Fashion Days că m-au invitat, pentru că anul trecut am fost ca blogger. Anul ăsta sunt și blogger oficial. O să ajung acasă acum, o să scriu și un articol. E mai greu să scrii articole despre colecția ta. Dar mă bucur că m-au lăsat și să prezint. Și poate la numai și când. Am vrut și acum, dar nu se potrivea muzica rock cu prezentarea. Dar data viitoare ne vei pregăti pentru anul surprize noi. Da. În schimb, trebuie să mergem așa cu pași repezi către publicitate, dar nu înainte de a vă spune că în partea a treia ne întâlnim cu Fashion Box și tot ceea ce înseamnă make-up la Peric Fashion Days. Publicitate!